incomplet și că este urgentă integrarea acestor informații în actul de receptare publică întârziată a uneia dintre marile școli de știință din Europa și din lume. Găduiți că acum să-l invităm pe vizinsul nostru invitat, profesor și coleg aici, istoric, cum vă spuneam, diplomat și coleg de la Institutul de Național pentru Studiul Totalitarismului, domnul dr. Ion Constantin, cu tema Artizanii Unității Naționale Basarabia, un proiect în perspectiva centenarului Unirii. Domnule profesor, domnule director, doamnelor și domnilor, este o onoare deosebită și o ocazie, fiind, să spunem, potrivită și binevenită de a prezenta un proiect legat de perspectiva centenarului Unității Unirii Marii Unirii de la 1918. Mulțumesc foarte mult, distinsului profesor Bătrescu, pentru invitație. Mulțumesc cordial, de asemenea, distinșilor oaspeți, între care se află și un reprezentant al, să spunem, urmașilor membrilor statului țării, domnul Dicescu, aici, pentru că toată colaborarea legată de elaborarea acestor lucrări pe care am onoarea să le prezint acum, am beneficiat un sprijin consistent din partea domnilor lor, a familiilor celor care se află în viață și care provin din artizanii, din familie marilor artizani din Romul nostru. Domnul Victor Roncea deja a prefigurat cumva prin prezentarea unor imagini din arhivele deținătoare de documente de interes pe această tematică și nu sunt foarte mult. În urmă cu câțiva ani, în baza unor, să spunem, consultări cu distinși profesori istorici și pornind de la ideea că se pune problema părinților Unității Europene, a Europei Unite, al Schumann, al Ducol, al Lomarcov, al Eisenhower, a fost ideea ca să elaborăm o serie de monografii și de volume de documente consacrate și părinților Unității Naționale, ceea ce, să spunem, venea cumva ca o nevoie a acoperirii unor goluri din istoriografia românească, manifestate în considerentele intervențele înainte de 89, mai ales pe dimensiunea Basarabiei și Bucovinei, când se știa că era o temă tabu în perioada revolută, și am proces la cercetarea documentelor de arhivă care au fost date publicității, deci erau accesibile după 90 la arhivele naționale. Ulterior au apărut și documentele de la arhivele CNSAS, care conțin documente deosebit de interesante referitoare la viața și activitatea corifeilor Unității Naționale, Basarabia și Bucovina. Am constatat ulterior că, sigur, unele există pentru unele personalități o documentație destul de consistentă, destul de bogată. Și bineînțeles că în această am și, să spunem, proiectul oarecare prioritate în funcție și de aceste posibilități concrete. De se pantă limon Halifa, de exemplu, există un fond masiv la Arhivele Naționale, există un fond foarte bogat de documente la CNSAS, 25 de volume masive, pe care le-am cercetat cu minuție pentru că se referă nu numai la activitatea asta, ci și la conexiile și la activitatea întregului grup de basarabeni din România, inclusiv la aspectele privind eforturile de sensibilizare a oficialităților românești după relativa destindere produsă în urma declarației de independență din aprilie 1964, dar și la legăturile cu exilul românesc, o personalități care activau în cadrul Consiliului Național Român din Statele Unite, cum se știe, a fost acolo Ioan Păscăruță și mai ales Anton Crihan, care a fost și membru al Consiliului Național Român și care a desfășurat o activitate destul de susținută în ceea ce privește internaționalizarea și sensibilizarea opiniei publice internaționale, inclusiv a forurilor politice occidentale, în legătură cu nedreptatea actului din răpirea Basarabiei și nordului Bucovine din iunie 1940.
Am elaborat o serie de volume, începând cu Barthelemon Halim, așa cum menționam, un corpus de documente, am mers pe ideea colaborării și pe deviza lucrurilor împreună cu din rațiuni practice și de rațiuni firești de includere în acest efort și a fraților noștri de peste tot, a istoricilor remarcabili de acolo, cu care am elaborat unele dintre aceste lucrări. Și acest efort se desfășoară în continuare. Este, să spunem așa, o primă etapă. Este o ocazie deosebită de a, să spunem, de a atrage atenția și oficialităților noastre, forurile academice, în legătură cu oportunitatea și cu necesitatea intensificării acestui efort în perspectiva centenarului Unirii. Ieri a fost o discuție pe această temă și la Academia Oamenilor de Știință, în România. Barthelemon Halimpa a fost, să spuneți, poate cel mai bine reprezentat în această serie până în, până în momentul de față. El a fost unul din cei care a avut șansa de a trăi 96 de ani, inclusiv o bună parte în perioada comunistă, a murit în 1979, în aprilie. El a cunoscut rigorile regimului de detenție din mai multe, deci mai multe părți, cam tot ce se putea fi mai rău în această materie, din draga zonă, în închisorile țariste, închisorile sovietice și închisorile românești. El este, să spunem, bine reprezentat în efortul nostru în cadrul a trei lucrări, volume de documente și o monografie pe această tematică. Sunt lucruri deosebite care relevă și interesul oficialităților românești dinainte de 89 pe tema Basarate și a Nordului Bucovinei, pentru că, contrar la ceea ce se poate crede, a existat un interes viu și de partea autorităților românești, în special după 1964. Eu am acum sub tipar o carte referitoare la problematica Basarabiei în discuțiile româno-sovietice din timpul războiului rece și din care rezultă în mod clar că chiar la nivel înalt, începând din martie 1964 la Pitsunda, oficialii români au abordat această chestiune într-un anumit context cu conducerea de la Kremlin, după o vizită la Beijing. Și există un articol chiar acum, în luna aceasta, în magazin istoric referitoare la această primă ciocnire româno-sovietică pe tema Basarabiei la nivel local. Sigur, chestiunea a fost destul de complexă, destul de bogată în evenimente. A existat o confruntare la nivelul istoriografiilor din cele două țări. Există acum volume de documente editate de curând la Chișinău, de către Gheorghe Cojocaru, de către soții Elena Negru și Gheorghe Negru, referitoare la felul în care erau angrenați în această activitate, să spunem, această ofensivă deosebită antiromânească, oficialitățile locale de la Chișinău, în chestiunea Basarabiei. Și problema a fost atinsă și în lucrări recente care confirmă pe baza documentelor și în baza unor documente din arhivele străine, din Occident, inclusiv pe baza documentelor de la CIA, în cadrul lucrărilor publicate recent de cunoscut istoric Larry Watts, pe care evident că și noi l-am folosit în lucrările noastre. Este un... De asemenea, în cadrul acestui proiect am elaborat am încercat să vorbim despre ceea ce, în general, o văzut o pată albă sau pete albe în tablou istoriografic. Despre personaje precum Chelmea Pântea, care a fost primar al Chișinăului, cu realizări deosebite în perioada interbelică, în trei rânduri, și primar al Odesei în perioada în care România, deși se afla în cursul, în război pentru dezrobirea teritoriilor ocupate în 1940 de Uniunea Sovietică. Și am făcut o lucrare pe această temă în care am evidențiat, pe baza documentației existente în acest moment, faptul că Chelmea Pântea a avut un rol extraordinar de important în ceea ce privește diminuarea unor excese împotriva populației locale din Chișinău, din Odesa, și fiind bucurându-se chiar de o anumită recunoaștere semnificativă a populației locale, populației ruse și evreiești din Odesa, din acea vreme.
Și nu în ultimul rând, dar sigur ca apariție mai recentă, menționez lucrarea referitoare la Ioan Pelivan, care a fost un martir la Alba Sarabii, un martir la Unității Naționale. El a murit tragic în ianuarie 1954 în închisoarea de la Sighet, dar a avut o activitate susținută, poate este cel mai important reprezentant al naționalismului românesc în Basarabia, de aceea l-am și denumit sub formula de părinte al naționalismului românesc în Basarabia, părinte al Liceului Național din Basarabia. Există o serie întreagă de lucruri puțin cunoscute, dar care ne preocupă în perspectivă. Este vorba de o lucrare pe care încercăm să fundamentăm, să obținem documentele necesare în vederea elaborării ei, despre un personaj mai puțin cunoscut, dar care dar a avut un rol extraordinar de important în ceea ce privește susținerea materială, logistică, financiară și nu numai, a mișcării naționale din întregul areal românesc. Este vorba de Vasile Sturescu. Vasile Sturescu se cunoaște destul de puțin, întrucât n-a apărut decât o broșurică acum câțiva ani, lăudabilă, sigur, dar care poate fi în continuare dezvoltată în cadrul unor lucrări ample. A fost unul din boierii, patrioți basarabeni, care au sprijinit școala românească din Basarabia și atunci când acest lucru nu a fost posibil înainte de 1914, în momentul în care nu a fost posibilă în Rusia țaristă, el a susținut financiar cu sume considerabile cu Școala Națională Românească, apoi el a susținut inclusiv românitatea de dincolo de ocean, din Statele Unite. Este un fel de Gojdu al Basarabiei, în opinia mea, cel puțin la fel de important ca Emanuel Gojdu. Și sigur, ar trebui cumva, noi căutăm acum o serie de documente, nu există un fond individual de arhivă la Arhivele Naționale, dar căutăm prin alte fonduri să completăm cumva traiectul activității acestui personaj extrem de important pentru istoria națională. Sunt alte figuri proeminente ale mișcării naționale care au desfășurat activitatea nu numai în spațiul românesc aici, ci și în exilul românesc. A avut șansa, cum a fost Anton Crihan, care a avut în 1917 un rol important în ființarea cohortelor moldovenești, a unei milioane al armatei moldovenești, la Odessa, împreună cu Emanuel Cateri și alții, dar care, după 1945, a avut șansa să plece în Occident, inițial în Franța, apoi în Statele Unite. El a fost unul din fost singurul basarabean, membru în Consiliul Național Român din America, care, până la începutul anului 70, a susținut ideea Basarabiei și a publicat o serie de lucrări. Dintre acestea este una care a fost publicată după 90 și în limba română, a fost de prima ediție, a fost în engleză. El a avut o viață îndelungată, a murit în 1993 la 100 de ani și a fost înmormântat cu onorul militar la Chișinău. Este o figură preeminentă, emblematică a Mișcării Naționale din Basarabia și sigur că ar trebui să ne gândim și la o monografie. Există sigur și dificultăți în ceea ce privește obținerea unor documente referitoare la activitatea sa pe care a desfășurat în exil, pentru că unele din documente încă nu au fost accesibile cercetării, sunt la Hoover Institute, poate, sau în arhivele particulare ale unor intelectuali din exilul românesc, dar, sigur, activitatea de cercetare este o căutare permanentă și de asta eu vreau să vă spun atenție în ideea că ne preocupă în perspectiva centenarului Unirii. Eu mă bucur foarte mult că avem ocazia să discutăm despre aceste figuri preeminente ale Unității Naționale. Ideea este că ele trebuie să fie popularizate și cunoscute și în sistemul educațional. Există, sigur, și o serie întreagă de dificultăți și de reticențe, ca să nu spun, dar și un curent potrivnic, să spunem, unei asemenea abordări a istoriografiei, unele
tendințe ciudate, bizare, revolute, aș spune, care, să spunem, nu sunt tocmai favorabile acestor eforturi, dar care, în opinia mea, nu pot să împiedice o dezvoltare reală, serioasă, a unor asemenea demersuri, care mi se par absolut necesare și cred că, în perspectiva apropierii centenarului, este nevoie chiar de o intensificare a efortului, în baza unei conlucrări, evident, cu colegii noștri și prietenii de la Chișinău și de la Cernăuți, iar pentru că este vorba și de figuri proeminente care, din Bucovina, care au avut un rol în mișcarea națională românească, menționez poate numai pe Ion Nistor, pe Iancu Flondor și alții care au fost implicați și în activitatea de unire a Basarabiei și a Transilvaniei cu România. Vedeți, Ion Astră, chestiunea aceasta a personalităților, a implicărilor în mișcarea națională din celelalte provincii este extrem de semnificativă pentru ideea că unitatea națională este rodul al mișcării întregii românități din, la vremea respectivă. Deci nu este o dezvoltare asta autarhică regională, pentru că este cunoscut faptul că reprezentanții ai Basarabiei, Pantelimon Halipa, Ciugureanu, Ion Apuntă sau Ion Pelivan a participat nu numai la mișcarea din Basarabia, ci după înfăptuirea acesta la 27 martie 1918, ei au fost prezenți în noiembrie la Cernăuți, când s-a hotărât unirea Bucovinei cu România, și la Alba Iulia, când la 1 decembrie când s-a hotărât unirea Transilvaniei cu România Mare, cu Patria Mama România. Deci, a fost o mișcare și pe aceasta pe orizontală, semn al conștiinței unității naționale, ca să nu spun că unii dintre bucovineni au avut un rol extrem de, și transilvaneni au avut un rol important în redeșteptarea conștiinței naționale în Basarabia, unde se știe că situația era mult mai complicată datorită asubririi și a deznaționalizării produse în timpul regimului țarist. E vorba de Ion Nistor, de Onisifor Ghibu, care a avut o activitate prodigioasă pentru editarea unor lucrări și pentru ființarea unor ziare care au popularizat ideea unității naționale în Basarabia. Părerea mea este că noi trebuie să continuăm cu osârdie aceste eforturi, ca să spun așa, să venim în întâmpinarea ceea ce odată spunea Onisifor Ghibu, Pantelimon Halipa în anii 70 și încerca să sugereze această idee oficialităților de la vremea respectivă din România, regimul socialist, trebuie menținut viu focul în legătură cu această chestiune a teritoriilor românești care se află care sunt, a fost în mod nedrept răpite de răpăreața putere de la răsărit, cum adesea spunea Pantelimon Halipa, fără să o numească în acea perioadă. Este o datorie pe care nu o asumăm. Noi vrem să, cumva, să, cu ocazia asta, facem și un pledoarie pro domo pentru susținerea acestui proiect și mă bucur foarte mult că am această oportunitate, aflându-mă într-un institut al Academiei Române. Știu că aceste demersuri au pornit și de la Chișinău. A fost anul trecut, exact cam în aceste zi, sau cu două zile în urmă, pe 25 martie, de câte îmi amintesc, când eu eram acolo la Chișinău, dar aici a fost discutat proiectul lansat de cercetător, distinsul cercetător, jurist Mihai Tașcă, în legătură cu un plan de acțiune, chiar în formula unui birou lipăcic, care a fost în perioada războiului, pentru următoarea, ulterioară Convenția Pășii de la Paris. Trebuie eforturi concertate. Părerea mea că ceea ce se întâmplă în prezent, în întreaga zonă răsăriteană, poate fi profit asistirea unor riscuri inerente, dar poate fi, în același timp, și o oportunitate, cumva, pentru a ne urmări interesul național, pentru a urmări cu consecvență și într-o manieră abilă și inteligentă tot ce se poate face pentru interesul național în acest context. Sigur că sunt dificultăți foarte mari acolo, știm, le știm, avem distinși colegi de la Chișinău, care cunosc mai bine decât noi, am fost și eu recent la 18 ianuarie acolo, la
la un simpozion consacrat lui Ion Precostin, organizat de primăria de la Chișinău. Sunt lucruri totuși care ceva se mișcă, e greu, dar se mișcă în sens, Și referitoare la Inculeț și referitoare la Anton Crihan și Ioan Păstăruță, alții care au activat în Canada, în achitele Exilului Românesc. Deci nu există niciun fel de alt motiv de rezervă. Eu vreau să spun, am o prețuire deosebită pentru personalitatea lui Ion Inculeț, care fără pe el a avut un rol extraordinar de important în promovarea interesului național și a fost una din, unul din actorii majori în momentul crucial 1918. Referitor la Buzdugan, mă bucur foarte mult că am făcut aceste două volume de o valoare extraordinară cu scrierul lui Ion Buzdugan. El apare și în documentele din perioada, deci din România. El a fost unul din membrii grupului de basarabeni care au activat în perioada comunistă până în 1967, când a murit. El a fost înmormântat pe, dacă nu mă știu la memoria, pe 19 ianuarie 1967 la Belu, în cadrul unei ceremonii funerare la care a participat figuri proeminente ale basarabenilor din România. Vasilețe Bordei, German Plânten și Patrimon Halipa. Patrimon Halipa, mi-amintesc, a fost așa o exprimare de genul că există o putere hrăpăreață de la răsărit care, care ocupă teritorii românești față de care, situații față de care românii de pretutindeni nu pot sta liniștiți până să repun lucrurile în ordinea lor și în ordinea lor dreaptă, justă. Referitor la acel moment, German Plânten, la asemenea, au făcut extrem de curajos. Să spun, fără a avea niciun nimănui, pentru că și-a asumat la sine puterea acest, acest curaj deosebit, încât erau niște semnări ale apărute în materialele securității în acea vreme, că o să fie, o să vină un moment când o să pățească nebunul de Plânten, adică atât de, de curajos. Erau momente deosebite, deosebit de preocupante, pentru că foarte mulți dintre, cam toți, toți liderii basarabeni, fuseseră în închisori. Și a fost un moment, vă spun, când a apărut în 1966 un prim articol despre Basarabia, în analele de istorie, sigur că era cu voie de la stăpânirea lui Mircea Mușat, a fost, mi-a povestit domnul Octavian Ghibu, deci fiul lui Nisipor Ghibu, s-au întâlnit și au început să-și facă probleme foarte mari, dacă nu cumva, de, din cauza acestui articol și altor manifestări pe genul ăsta, ar putea să izbucnească un conflict direct și ca Uniunea Sovietică să se, să intervină militar. Adică era atmosfera aceea, după 64 cu declarația de independență, cum era o psihoză creată, o stare deosebit de, de preocupantă în legătură cu relațiile cu Uniunea Sovietică. Mulți basarabeni considerau chiar că aveau, să spunem așa, într-un fel sentimentul că sunt protejați de autoritățile românești prin perspectiva, prin prisma faptului că Bucureștiul se avea asemenea acte de, de mare curaj față de Moscova. Adică ei se simțeau, simțeau chiar nevoia unui dialog tocmai pentru ideea aceasta. Foarte interesantă toată situația. Eu o să descriu un formă despre care v-am spus, până la urmă, să avem discuții românul sovietice în timpul războiului. Deci am atunci, Poate o precizare, o precizare. Domnul, să mă referitor la Niculescu, am intrat în partea de dezbatere, așa că vă rugăm